trebuia să mai prinde și o ploaie din asta. Eu chiar nu am treabă cu ploile astea care cumva te prind pe drum și după aia treci prin el și gata. Problema e când știi sigur plouă două zile în continuu și atunci efectiv te ești plimb două zile în ploaie. Aia din punctul meu de vedere mi se pare o prostie. Faci cumva să-ți rup din timp și să stai undeva la o căpănuță și asta e. Dacă chiar nu ai timp că nu-ți permite, asta este, n-ai ce să faci. Am reușit să alimentez doar intrând înăuntru, spunându-i că vreau să alimentez. Au zis că nu poate să-mi activeze pompa până nu plătesc cât cred eu că poate să-mi intre. Am văzut, aveam 180 de kilometri făcuți, zic, punem 10 litri. Bună dimineața, bună dimineața! Este ziua 24, iar noi ne pregătim de plecare. Iar noi ne pregătim de... Băgat salteaua în husă și nu găsesc husa. A, tu l-ai băgat în corp. A, dragilor, viața bună, ora 8 și 10 aici în Flak Camping. Suntem chiar lângă Trondheim, unde ne-a lăsat ieri feribotul, cel de-al treilea feribot de pe ziua de ieri. Și astăzi e un pic problematic pentru că nu o să avem un traseu lung, 250 de kilometri. Plecăm de aici de lângă Trondheim și mergem până la Donbas. La Donbas sunt vreo 2 ore, deja încep ploile, deci undeva spre final, deci cam pe la jumătatea zilei spre final o să ne plouă. Eu o să mă echipez cu pantaloni de ploaie direct de la plecare, partea de sus noi au încă, că e fain cald. Încercăm până la ora 9 să plecăm de aici și vedem, acolo o să stăm 2 nopți la căsuță, iar duminică, pentru că astăzi este vineri, deci stăm vineri spre sâmbătă, sâmbătă spre duminică, iar duminică spre luni își revine vremea și dacă considerăm că o fi nevoie să mai stăm încă o noapte acolo, o să stăm cu cortul, că căbănuța nu e disponibilă și poate mergem să facem trollstingă, nu? Dar încă nu este sigur. Să adunăm cortul, că tot e ud, te prinde condens în interior și exterior o veni roa. Mâine odihnă și pace. Și editare. Bine, dragi. Ne vedem pe drum. Ne vedem. Totuși, înainte să plecăm, deja am în cap chestia asta de câteva zile. Am zis, dacă vine ploaia și azi vine, aș vrea să încerc să fac un pic mai mult waterproof această mufă, acest USB-C. El intră aici. Asta intră aproape până în capăt. Rămâne un pic de loc aici. Și eu o să vreau să dau cu bandă de izolat pe această mufă, cât să îmi iasă un pic mai mult încoace. Și în momentul în care o să apăs mufa, mie banda de izolat să mi se apese aici, să fac un contact cu plasticul. Și în momentul ăla, stropii de apă nu mai au cum să ajungă acolo. Să ne apucăm de treabă. Încerc un pic să las buza asta inversă. Acolo să facă priză și cu lipiciu un pic. Am lăsat Flak Camping în spatele nostru. E timpul să pornim la drum. E ora 9:40. Ne-am întins foarte mult. Suntem gata de drum. Echipamentele de ploaie nu le-am mai luat pe noi. Ne-am uitat pe hartă și ploaia la Donbas începe aproximativ peste o oră. Deci până vine în zona asta, până noi mergem încolo, din cele 4 ore pe ziua de azi, probabil că încă o oră jumate, două, sper eu că mai scăpăm fără ploaie. După care, asta este, ne vom echipa și vom merge mai departe. Momentan, vremea e impecabilă. Nici nu-ți vine să crezi că o să vină o ploaie astăzi. Avem 21-22 de grade. Nu m-am îmbrăcat prea gros, am doar un tricou sub. Mamă, ce rafală de vânt am luat. Sub pantalonii moto nu am nimic. Am zis că
O să-mi iau echipamentul de ploaie și o să-mi fie cald. Nu am putut pleca nici mai de dimineață, când a fost foarte somn. Ziua de ieri a fost foarte lungă și obositoare. Am ajuns la Marina și la Ion la aproape ora 10 noaptea. Și le mulțumim frumos că ne-au primit la ei. Ne-au tratat regește, cu o masă bogată, cu un pat fain, confortabil. Avem un tir, un camion, pe care nu o să-l putem depăși, pentru că pe hartă avem asta. Curbe stânga-dreapta, stânga-dreapta. E tare fain campingul în care am stat aseară, Flak Camping, FLAKK. A fost și preț chiar bun, 310 coroane norvegiene, 26 de euro, cu tot cu curent. Eu am avut nevoie la laptop, cu dușurile nelimitate, că sunt unele campinguri care îți cer bani pe fiecare duș făcut. Locul de cort chiar foarte fain și bine organizat, împărțit. Ești lipit efectiv de port acolo de feribot, dacă vrei să treci sau dacă faci cum am făcut noi, că vii de dincolo. Dacă vrei să iei ferii, de exemplu, dimineața, numai te trezești și l-ai acolo. Sau ajungi cu ferii și te-ai cazat. E foarte practic. Ce frumos se vede jos, doar că am observat, nu știu dacă e doar perioada asta ceva anume, e foarte secat tot. Ca și cum ar fi efectul de maree, de flux-reflux. Și e tras tot înapoi. În multe locuri am văzut. Lăsăm pe bus să treacă. Ieri am atins 6.000 de kilometri din marea noastră aventură din Norvegia. E deja o cifră destul de frumoasă. Maximul la nostru atins a fost de 4.500 de kilometri în 2 săptămâni. Dar astăzi avem deja 24 de zile și 6.000 de kilometri. La cât mai mulți! Am ajuns la prima benzinărie, la vreo 25 de kilometri. Nu a fost în plan să alimentăm aici, dar văd că este și mâncare. Și partea bună e că... Ai, nu, am crezut că pot în magazin. Dar nu, hai să încercăm să vedem dacă îmi ia cardul. Nu merge? Nu, hai să vedem dacă îmi ia cardul. Da, dă-i tu verde, hai să vedem dacă merge. Bine, mă duc înăuntru să-i zic la om să-mi activeze pompa. Vezi? Niciodată nu merge, nu știu de ce. La unele poți să dai să plătești în magazin și acolo pot, n-am probleme, dar o plătesc peste tot cu cardul. Am reușit să alimentez doar intrând înăuntru, spunându-i că vreau să alimentez. Au zis că nu poate să-mi activeze pompa până nu plătesc cât cred eu că poate să-mi intre. Am văzut, aveam 180 de km făcut, zic, punem 10 litri. Mi-au activat 10 litri, am primit un cod. Mergi la pompă, bagi acest cod, ți se activează 10 litri, alimentezi, dacă bagi mai puțin, ți se returnează suma, diferența, iar dacă nu, bagi cât. Eu am băgat 9 litri jumate, nu mi-am încăput 10 litri și asta este, dar e super ciudat pentru că peste tot pot plăti cu cardul, doar la benzinărie, la astea așa automate, nu mi-l accept. Super ciudat. Nu am vrut să urc pe E6, unde chiar e regim de autostradă, de aici, de lângă Trondheim. Și zic, hai că mă mai duc pe drumuri micuțe. Na, uite ce-mi găsește Google. Uite pe unde mă bagă. Pe neasfaltate, dă-i ce faini. Uite ce zone superbe. Bine, cred că e o bucată scurtă, numai ceva drum de legătură e aici. Dar e fain. Căluții de dimineață și iau micul dejun. Aici avem ceva intersecție în 500 de metri și s-ar putea să revină drumul la normal. Am intrat în Rodde. Și cred că de aici reapare asfaltul. Virăm la dreapta.
Exact. Bun. Trecem într-o zonă din asta de căsuțe, cartiere, blocuri micuțe, nici nu știu cum se denumesc. Unele sunt noi, altele sunt stil mai vechi. Foarte fain. Asta nu știa că nu e ceva cartier mai select, pentru că e cumva sus pe dealuri și se vede tot Trondheim-ul undeva acolo jos, undeva. Îmi dau seama acum în ce direcție, că nu pot să întorc capul. S-a pornit un vânt puternic. Avem aici în stânga noastră un lac. Să vedeți ce valuri sunt pe lac, efectiv, valuri mari de la vânt. Cum bate vântul dincolo, frontul ăla ce ni-l duce de ploaie, în care o să ne băgăm și noi la un moment dat. Dar sperăm cât mai târziu și să trecem prin el cât mai repede. Ăla duce vântul. Mai avem 200 de kilometri, 3 ore bune. Nu știu cât vedeți, dar sunt valuri. În zona asta avem foarte multă limită de viteză, de 50-60 la oră. Ce fain e bucata asta pe lângă lac, ca drum mă refer. E și calitate bună, dar totul e stânga, dreapta, așa de fain. Acum văd că avem o limită de viteză de 40, dar ultimii vreo 5 km au fost limită de 80 și așa fain am venit. Aici cred că e ceva hambar din ăsta etajat, iar am văzut câteva din ele și au făcut drum cu pod să urce sus, probabil cu fân și cu chestii ce are de dus. Am ieșit din localități și iar am drumul ăla de care vă ziceam, limită de 80 la oră, plin de curbe, calitate faină a drumului, chiar e o plăcere. Temperatura ideală, 20 de grade, și eu și Transalpul ne simțim excelent. V-ați putea imagina acum să fiți pe aici, să vă plimbați cu motorul. Ceva de vis. Vântul mai bate din când în când, chiar dacă suntem cumva feriți aici între pomi. Dar având în vedere că s-a pornit cam tare, îl mai simțim și aici, îi mai dă câte o rafală. Bănuiesc că ați observat cât e de aglomerat drumul ăsta. Nimeni. Ia, acum am zis nimeni și a venit o mașină. Tot timpul așa e, că nu te aștepți. E a treia tură de bicicliști cu copii, mă, și au o pantă săracii de 10 grade, mă. Ai, ce fain e, mă, săracii, mă, și au o pantă de 10%. Și asta e a treia grupă deja. Vai, vezi ce frumos, se ocupă de ei. Da, să și motorul simte să urci, da, păi cu bicicleta și copii. Deci dai seama că bicicletele ce le au, nu sunt ele mega performante, cu pinioane din alea, ca la mountain bike-urile de concurs, ai tu pinionul imens, ai raportul ăla de urcare foarte ușor. Uite-te ce pante, că eu sunt a treia și nu-mi ține frâna de motor. Ai, și uite-te cât e de lung. A, zona e superbă. Eu n-am treabă cu pădure stânga-dreapta, dar drumul să fie fain. Să fie virajat, să nu te plictisești. Eu am treabă cu drumurile alea drepte, unde nu schimbi o viteză, nu schimbi o curbă, nu faci nimic. Numai te duci, te duci, te duci, alea le detest. Unde suntem oare? Nu-mi scrie ce localitate e. Ceva sătuleți micuți aici între dealuri. Aici noi continuăm în față. Am decis să ne oprim, să ne luăm echipamentele de ploaie. A început să picure, ne-am uitat pe hartă și vine un nor. Nu-i foarte grav, dar nu are rost să ne ude, că după aia degeaba ne mai îmbrăcăm.
Hai să vedem, pantalonii mei erau aici. I-am băgat aici sub. Nu mă ridic asta. Scot pantalonul și închid astea la loc. Gata, suntem echipați de ploaie și bineînțeles că o așteptăm cu nerăbdare. Stropii deja sunt aici, trebuie să închid viziera că sunt din aia mai mari și îmi dă fix în ochi. Și mai avem 2 ore jumate, 160 de kilometri. Pe harta pare că e doar o fâșie mică de nori care vine acum, după care ar trebui să treacă o perioadă și după aia iar aproape de Domba să ne prindă ploaia. Vedem, am dat drumul la mânerele încălzite, la șauă încă nu am dat drumul că încă e fain, dar va fi bine. Ups, ăla e puțin cu mașina defectă. Am venit să-l tracteze. Aici e intersecția unde o luăm pe E6, pe drumul ăla mai mare. Am terminat cu drumurile micuțe de 50-60 la oră și acum o fi clar mult mai aglomerat, dar asta este. Mai 120 de km, oră 40. Uite, e plin de camioane, de microbuse. Hai că va fi bine. Am zis că au, ce o să înaintăm noi pe aici, pe E6-le ăsta, fiind drum mare principal. Ce vorbești, că merge mult mai încet decât pe alălalt, unde nu era nimeni. Și aveam și limită de 80 la moment dat, dar mult 60-70, dar liber, fără nimeni. Aici de când am intrat de 10 km pe drumul ăsta, tot cu 65-70 și plin de mașini. Tot traficul e pe aici. Vă las un pic așa camera să meargă, să vedeți ce trafic nebun e pe aici. Nebunie curată. Și dintr-o dată s-a deschis drumul. S-au făcut 2 benzi. Dar cred că pentru foarte scurt timp pe urcare asta. Da. Aici se îngustează înapoi. Cred că acum trecem prin Opdal. Și fiind mai mare, uai, uite ce au ăștia aici. Dar nu ne putem opri. Na, pa, Burger King, ne vedem în Germania, în Austria. E destul de mare orășelul, plin cu magazine mari, tot felul. Noi chiar înspre munții și norii ăia ne îndreptăm. Mai avem 80 de kilometri până la Donbass și vântul bate mult, mult mai tare decât acum, vreo 10 kilometri. Deci clar suntem în zona unde sunt norii de ploaie. E timpul să ne pregătim sufletește, că poate să înceapă oricând. Imediat aflăm dacă ceea ce vedem noi acum așa spălăcit îi ploaie sau îs cumva raze de soare, că e soarele chiar deasupra noastră. Eu cred că e ploaie aia, că pare prea gri. Aflăm în maxim 3-5 minute, că acum după curva asta aici, ajungem fix acolo. Eu cred că e ploaie. Se vede ciudat așa. E interesant cât de local plouă așa. Ce fix. Aici, de exemplu, momentan nu-i nimic. Momentan. Dar acolo în față e foarte gri. Aha, picură. Au apărut primii stropi. Uite ce fain e trenul acolo sus. E
ce vântul ăsta, ce tare poate să bată. În partea asta de munte, uite, nu se vede nimic. Cumva se lovește norul care vine în munte și rămâne acolo. Uitați, toată ploaia îi după acest deal. Unde o să ajungem și noi imediat, pe acolo mergem. Da, foarte interesant. Efectiv, am trecut bucla aia și uitați ce plouă. Uitați ce îi aici, da? Plană la mânerele încălzite. Efectiv, vine norul pe vale și se oprește în dealul ăla, în muntele ăsta din față. Da, numai înainte. Hai că nu ne-a mai plouat de mult. Trebuia să mai prinde și o ploaie din asta. Eu chiar nu am treabă cu ploile astea care cumva te prind pe drum și după aia treci prin el și gata. Problema e când știi sigur plouă două zile în continuu și atunci efectiv te ieși, te plimbi două zile în ploaie. Aia din punctul meu de vedere mi se pare o prostie. Faci cumva să-ți rupi din timp și să stai undeva la o căpănuță și asta e. Dacă chiar nu ai timp că nu-ți permite, asta este, n-ai ce să faci. Hai, ce-i dă aici? Tot mai tare, tot mai tare. Bine, o să mai filmez un pic mai încolo. Acum știți că ne va ploua o perioadă. Am trecut de bucata aia unde a plouat. A fost și foarte frig, cel puțin pentru mine, 13 grade, pentru că eu v-am zis să doar în tricou și nu am nimic nici sub pantalonii moto, sub pantalonii de vară. Dar uitați că aici deja drumul se usucă. Și să vedem cât timp stăm așa fără ploaie. Aș vrea să caut un loc să o opresc. Uite, oare aici era? Da, am ratat-o. Și vreau să opresc, să îmi iau bluziță pe mine. Miracoare. Mai avem vreo 35 de minute, să zic, până în Donbas, unde o să vrem oricum să intrăm la un supermarket, să ne luăm de mâncare. Și de acolo mai puțin, vreo 5 km până la camping, la Flacas Camping. Și acum, uitându-mă în față, e așa și așa. S-ar putea să ne mai plouă, s-ar putea să nu. Ideea e că nu mai este chiar 13 grade și o reveni la vreo 15-16 grade, un pic mai bine. Hai că mai mergem, mai rezistăm, jumătate de oră. Cum o fi, o fi. Numai problema e că nu ne-am mai oprit de mult, venim de ceva timp fără să ne oprim. Uitați ce frumoasă e zona asta aici. Pârâul ăla. Aici, în stânga, avem o cascadă. Încerc să vă arăt. Wow, frumos! N-am putut să stau mult cu capul întors. Suntem undeva mai la altitudine. Seamănă cumva cu peisajul ăla de la Arctic Circle. Am arătat atunci în acel episod că așa arid cumva. Aici nu-i chiar așa. Acolo cred că erau 700 de metri. Aici eu zic atunci că ar fi vreo 5-600. Sper să mă auziți că bate un vânt și e și rece. E din ăla așa tăios. Dar atmosfera în general e interesantă. Că încolo tot e norat, avem niște raze de soare, cumva e frig, dar noi avem căldură de la șaua și de la mânerele încălzite. Sunt niște contraste foarte mari. Și mai avem 30 de kilometri până în Donbas. Am intrat în Donbas, m-am încălzit un pic, sunt 19 grade. Am și coborât de acolo de sus, nu mai bate chiar așa tare vântul. Mie mi s-a făcut un pic rău de foame. Am mâncat repede o jumătate de ciocolată. O să și vreau să alimentez, că am făcut 225 de kilometri. Și cred că și mâncăm ceva. Aici e supermarket. Uite, este un Circle Cow, o stație pe eco din asta.
Asta e fain la ei, că aproape în fiecare benzinărie găsești de mâncare ca lumea. Poți să mânci de la sandwich-uri, burgeri, hot dog. E mic Donbasul, e cochet, dar uite că tot e concentrat în locul ăsta aici. Să vedem cum e iară cu partea de alimentat. Că nu-mi dau seama. Trebuie iară cod. O să mă duc înăuntru și rezolv. Bun. De alimentat am alimentat. Am mâncat și un burger, dar nu vi l-am mai arătat. Am oprit și la Bun Price aici să facem niște mici cumpărături. Și mai avem 4,3 km până la camping. La Fakfals. Că eu azi tot altfel v-am zis denumirea, dar l-am confundat cu Flak unde am stat și cred că v-am zis Fakfals sau ceva de genul, de e F-A-K fals sau așa ceva. În fine, vă las scris că o să veniți mai în Norvegia și vreau să vă văd cu denumirile. Vremea e chiar faină, 18 grade, nu mai plouă, ne-am uitat pe hartă, o să vină încă o tură de ploaie, dar mai durează un pic până atunci. Abia așteptăm să mergem să ne dezechipăm de astea de ploaie, de echipamentele moto, să fim ok cu bagajele, să ne vedem în căsuță și două zile stăm frumos, teoretic pe relax, dar la noi relax înseamnă că editez și alte chestii. Deci nu o să fie chiar un relax, relax adevărat, dar o fi bine. Uitați ce frumos e încolo, în jos. E superbă zona asta. Vedem după ce trec astea două zile de ploi, ce planuri ne mai facem. Da, se pare că undeva acolo sus. A fost intrare un pic mai... nici nu știu cum se zică, a fost foarte aglomerat. Deci se numește Fakfals. Recepțion 50 de metri. Uite, camping. Uai, și căsuțele sale încolo. Cred. My friend. Cred că omul e că se întoarce înapoi. Nu știu, se întoarce înapoi. Să zici că ești Yasmina, că te știe deja. Hello. Searching place for yes, Yasmina write it on email. And order a cabin or something. Yeah, a small cabin. Yeah, for two nights. Yes, for two nights, yeah. Yeah. Because I think my wife is not inside, but I can help you. But I'm going to take a look in my book because she She said that it's only two nights free. We want normally three nights, but she said that it's only two. Yeah, because it's coming new tourists there in Sunday. Mm-hmm. Ne-am făcut un semi-check-in, era doar domnul aici. Nevasta se ocupă de partea de hârtii și chestii, tresti, plată și așa mai departe. Dar aici o să ne coste... nici nu mai știu, 400 de coroane pe noapte, deci 800 de coroane pe două nopți, aia vine vreo 70 de euro. Și avem căsuța 27. Uite, aia din lateral, dreapta. Uitați câte chestii sunt aici. Avem o măsuță aici unde putem sta afară. Semnal la internet, din păcate aici nu este. Au o cameră specială amenajată pentru treaba aia. Dar nu-i problemă că eu am Digi și mă costă 1 euro 1 giga. Deci pot să stau cât vreau pe net. Atâta eventual să nu-mi încarc eu episoadele de 10-15 giga bucata, dar în rest pot să stau cât vreau. Astăzi suntem în ziua 24. Și am făcut cost, cred că 12 euro, în ideea în care am făcut un cost pe primul ferry, când am trecut din Hirsthals în Kristiansand, de 6 euro. Nu mi-am dat seama că mi s-a conectat pe ceva semnal maritim și am încărcat, cred că, două poze sau ceva. Și acolo era 30 de cenți per mega și acolo m-a taxat 6 euro. În rest... lux. Nu-i stres, că-ți mai fac eu cu ăsta acum, că n-am Wi-Fi aici.
Hai să vedem repede căbănuța. Și interiorul arată cam așa. Pat militaresc. Avem măsuță, avem frigider, avem încălzitor. Avem, de fapt, o priză pe care eu o să trească să-mi duc prelungitor. Și acolo mai avem o priză, avem o plită mică, avem aici un hamster, un gușter din ăsta, ce e asta, vulpe de munte. E ok, e pe simplu, dar e perfect. Să ne refugiem de ploaie, e bun. Hai să ducem bagajele înăuntru. Yasmina au fugit la duș chiar înainte să înceapă. O să țin un pic, se vede din spate cum vine norul. Adică din spatele meu, nu dincolo, ci din coace vine. Dar ca norocul că am scăpat și am ajuns uscați. Ați văzut că foarte puțin o ploa pe drum, a fost mai mult frig. 13 grade și vânt. Dragilor, încheiem și ziua 24. Pe Robert l-am trimis după înghețată. Mi s-a făcut poftă să mâncăm o înghețată. Ne-am obișnuit aici în Norvegia. Și ce să vă mai spunem? Nu uitați să ne dați un like, un comment și subscribe. Și să-mi cumpărați o cafea dacă doriți. Ce fain s-a făcut vremea. Fain. Ne vedem în ziua 26, mâine pauză, 25.